Atunci am vorbit mai mult despre proiectele de cooperare care sunt între noi pe situațiile de urgență, bineînțeles, și între Serviciul de Protecție Civilă și situații excepționale de la, din Republica Moldova. Bineînțeles, aici avem continuarea colaborării care a fost acum și pe cale aeriană, și pe cale terestră, și pe formare de personal. Dar mai este și proiectul european transfrontalier care ne interesează foarte mult, care e un proiect de aproximativ 10 milioane de euro, numit SMURD 2, și care e un proiect care sperăm să începem să-l implementăm cât mai repede cu colegii din Moldova și unde este implicat din România Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Și o să fie, sunt convins, un proiect foarte important și de succes, cum a fost proiectul precedent, respectiv SMURD 1. Este foarte important faptul că elicopterul de domeniul SMURD va avea intervenții aeromedicale și mai departe. Nimeni nu a suspendat acordul semnat între Republica Moldova și România. Aceasta urmează ca să cunoască toată lumea din Republica Moldova. Deci nu doar la aceasta ne-am oprit și la intervențiile terestre, transfrontaliere și la alte proiecte care urmează a fi derulate în viitor apropiat. Și cred că vor avea, nu cred că, dar precis, vor avea un succes mare în domeniul dat.